Muzeul Regiunii Porților de Fier a vernisat astăzi expoziția temporară cu titlul Tradiții și credințe mehedințene în anul european al patrimoniului. O expoziție de piese populare de excepție, dar mai ales de icoane, piese cu greutate în prag de Crăciun. Și pentru că nimeni nu putea să aducă mai multă candoare și puritate evenimentului decât copiii, un ansamblu minunat a prezentat obiceiuri vechi din zona de nord a județului. Este vorba despre ansamblul Bordeiașul al Palatului Copiilor, secția Baia de Aramă, condus de profesoara Georgeta Enache Corlan. Micuții îmbrăcați în costume populare au adus în atenție obiceiul pițărăilor, mai exact plecatul la colindat în ajunul Crăciunului. Uite, mama, vă pune vouă bobițe în secui, de secuielul mai aproape. Așa, așa, ca să fie anul roditor și să facem mulți porumb și mult grâu, da? Să avem să facem făină și mălai, să avem să mâncăm. Să vizează! Pentru că această lună este o lună a emoțiilor și a evenimentelor de iarnă. Astăzi este 5 decembrie, în noaptea aceasta toți copiii le așteaptă și chiar și adulții pe Moș Nicolae, deci ne-am gândit că ar fi potrivit să vernisăm această expoziție dedicată tradițiilor și credinței mehedințene în lumina anului european al patrimoniului cultural. Și cum mai bine decât având elemente de tradiție autentică putea să fie de succes această vernisare, decât invitând copiii de la Baia de Aramă. Până la finele anului, la această expoziție vor veni în colindat copii din toate zonele județului, care vor face cunoscute tradițiile și obiceiurile acestor locuri.